Schimbare importantă în ceea ce privește salubrizarea și mai ales dezăpezirea în municipiul Sibiu. Cei de la Soma și-au adjudecat contractul de dezăpezire, dar și pe cel de salubritate, la 2 ani după ce municipalitatea finalizează procedura de achiziție. Valoarea contractului depășește suma de 53 de milioane de lei. De luni, 13 decembrie, microbuzele electrice care circulă pe linia verde ajung în 7 stații din oraș, față de stațiile pe care au circulat inițial. Pentru a consulta lista și locațiile stațiilor de pe traseu, accesați tursip.ro/traseu/3. Frecvența sosirii în stație în timpul săptămânii, precum și în weekend, variază între 8 minute și 14. În 6 dintre stațiile acestui traseu au fost instalate afișaje electronice care arată în timp real ora de sosire a autobuzelor în respectivul punct. Practic, pe afișaj veți citi care sunt următoarele 3 autobuze care sosesc și în câte minute. Compania low-cost Wizz Air a suspendat în perioada ianuarie-martie 2022 zborurile la peste 45 de rute din și spre România, printre acestea și cursele care leagă Sibiul de Baden-Baden și Madrid. Zborurile către Baden-Baden sunt suspendate din 7 ianuarie până 29 martie, iar cele către capitala Spaniei din 8 ianuarie până 12 martie 2022. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.